Voi pune prin tine iubirea mai sus de tot ce plat și confuz. Și trecerea mea e clipa intactă de-acum. Doar te iubesc atât de mult, de un mileniu și mai mult. Se treacă toți ani și-o voi lua de la început. Doar te iubesc atât de mult, de un mileniu și mai mult. Se treacă toți ani și-o voi lua de la început. Un tribut pe care Marina îl aduce artistului Victor Socaciu. Pentru mine această carte este una cu adevărat specială, pentru că este pentru prima oară când îmi pun sufletul pe tarabă și încerc să dezvălui părți din cei 16 ani pe care, care mi-au fost îngăduit să-i trăiesc alături de unul din mari artiști ai României, și anume Victor Socaciu. Tatăl fiului meu, Victor Junior, se află aici alături de mine și probabil împărțim cumva aceeași emoție, chiar dacă el nu va vorbi pentru că refuză să vorbească la evenimente. Este opusul meu, eu în schimb nu mă pot opri. În 90, cred, a fondat Festivalul Om Bun, care a rămas până astăzi și va rămâne, cred, în continuare una dintre egidele mișcării folk. În 97, atunci când eu încă nu făceam emisiuni, dar eram la revista Panoramic, am avut bucuria să promovez o emisiune de specialitate pe care a realizat-o împreună cu regretatul Valeriu Sterian și colega noastră Diana Pascal, Vânare de Vânt. Vreau să vă spun că personal l-am perceput cu totul altfel pe domnul Socaciu decât am constatat din carte că era. Și am descoperit că avem foarte multe lucruri comune. În primul rând, sigur, suferința fizică, pentru că fiecare dintre noi a trecut prin niște momente foarte grele. Și vreau să vă spun, a spus doamna Almăjan acum că l-a pus pe picioare. Nu l-a pus dânsa pe picioare, el l-a pus pe picioare. La câțiva ani după ce ne-am împreunat, mi-a și dedicat un album cu piese, piesa de bază fiind Lângă inima îmi stai. Lumea spune că este cel mai frumos cântec de dragoste pe care Victor l-a scris în cariera sa. Nu știu, eu sunt subiectivă, pentru mine, da, într-adevăr, cântecul care mi-a fost dedicat este cel mai frumos. Această piață a cărții nu a murit și e foarte important că ea are în continuare un glas. Și toată această piață a cărții, Marina, mă bucur pentru tine că bate acest ceas al iubirii și se aude, e vocal. La mormântarea lui Victor, la care Victor cel mic m-a reprezentat și pe mine, nu avea niciun rol să mă încurc acolo cu alte neveste, singurii care au venit, cu excepția lui Ducu Berții, din toată lumea artistică nu a venit nimeni. În schimb, au fost prezenți și la privei, și la înmormântare. Oamenii aceia simpli, de pe stadionul Giulești, cei care se ridicau în picioare și se ridică și astăzi. Doamna a văzut ce reacția au 12.000 de spectatori când cântă împreună acest cântec și îi invit acum pe prietenii mei, o parte din suporterii care au putut veni azi să fie alături de dumneavoastră la lansare, să intonăm acest frumos cântec. Haideți, băieți! Grafii, luptă dacă te iubești, grafii, grafii, haide, hai, rapidule, haide, hai, rapidule. Grafii,
Eu am crescut ascultând muzica lui și am avut marea șansă, nu știu dacă ți-am spus vreodată, aveam 15 ani și Cenaclu Flacăra era la Târgu Mureș. Adrian Păunescu, toată gașca faină de la Cenaclu era acolo, bineînțeles și Victor. Eu, la 15 ani, stau și mă uit acum la fiul meu, ieri am avut un examen și ce emoții a avut atunci. La fel am avut și eu când am fost în fața lui Adrian Păunescu să cânt, știi că el dădea niște probe și te vâra așa în spectacol, nici nu te pregătea prea mult, nici nu știai ce ți se întâmplă, erai lovit, executat și plecai și nu știai ce ți s-a întâmplat. Am să vorbesc doar despre cel pe care puțină lume l-a cunoscut, politicianul care ardea ca o lumânare aprinsă la ambele capete. Puțină lume știe cât de mult comenta Victor Socaciu orice lege, orice paragraf care apărea și era un om care condamna foarte vehement sărăcia pe care o îndurau mulți români. Iubito glonte pe argint, lângă inima și sunt văzut adestucând o umbră pe pământ. Una este umbra mea, alta este umbra ta, sub ție umbră strălucind. De glonte dulce de argint.